Peste 200 de sindicaliști din metalurgie, domeniul naval, sănătate și polițiștii au ieșit în stradă la Galați pentru a participa la marșul antisărăcie. Cer guvernanților înghețarea prețurilor la energie electrică și gaze și creșterea salariilor și pensiilor. Proteste asemănătoare au loc și în alte orașe din țară. Producția este pe minim la momentul de față. Nu mai producem nimic. Nu avem electricitate și gaze cu ce să funcționăm. Oamenii deja se gândesc la ce vor face mâine, ce vor face, ce va face acest oraș. Facem parte din Sindicatul Național al Polițiștilor. Această situație ne-a adus să ieșim în stradă. Să nu mai acceptăm numai compromisuri și minciuni din partea guvernanților. Ce va determina să veniți aici? Facturile, salariile mici. Sindicaliștii au venit din toate județele Moldovei, dar și din Buzău, Tulcea și Constanța. Noi am tot așteptat ca acele întâlniri între partenerii sociali să aducă la ceva bun. N-au fost nici întâlniri și nici promisiunile nu s-au ținut de ele. Ce cere? În primul rând, să stopeze imediat creșterile nebunești care sunt din cauza energiei. În al doilea rând, creșterea pensiilor și salariilor, care cât de cât să anihileze aceste creșteri. Protestele vor continua în țară în zilele următoare și se vor încheia joi și vineri la București, în fața guvernului și la Cotroceni.